plantele din casă ne fac viața mai frumoasă și aerul pe care le respirăm mai bun. Sunt și flori pe care nu este indicat să le ținem acolo unde dormim sau în camera copilului. Oana Matei, inginer horticultor, a explicat în materialul următor ce ghiveci de flori punem în fiecare încăpere, astfel încât să ne fie bine. O casă plină de flori e o casă vie. Pentru fiecare colțișor există o plantă potrivită. Important este să alegem așa cum trebuie. Înainte să aducem o plantă în casă, trebuie să ne gândim bine ce putem să-i oferim, cât din timpul nostru și ce condiții acolo unde o punem, lumină, căldură și umiditate. Dacă am ales bine, atunci vom avea o casă cât se poate de frumoasă și cu o atmosferă sănătoasă. În living, acolo unde spațiile sunt mai generoase, putem să punem și plante mai mari, mai luxuriante, care vor deveni în scurt timp punctul de atracție al camerei. Putem să apelăm la plante tip copăcel, cum ar fi ficușii, sau la plante cu frunze mari, cum ar fi filodendronii. Dacă avem o lumină foarte bună în cameră, atunci hibiscușii sunt o alegere perfectă. Când vorbim de camera copilului, avem o serie de interdicții în ceea ce privește plantele. Odată, pentru că nu putem să punem plante care sunt otrăvitoare, pentru că cel mic poate să rupă frunzele și să le bage în gură, iar în al doilea rând, pentru că nu putem să punem plante care înfloresc și au polen mult. Deci, niciodată în camera copilului nu vom avea plante de tipul ficusului, Diefenbachia sau leandru, de asemenea nici crinii care au foarte mult polen. Ca să nu-l privăm totuși pe copil de a avea în cameră o plantă și a putea să aibă grijă de ea, putem să apelăm la plante care sunt sigure, plante care nici nu înțeapă, nici nu sunt otrăvitoare, nici nu sunt cu alergeni. De exemplu, clorofitum este o plantă de acest tip, vălul miresei pe care îl știm atât de bine, de asemenea și fitonia, acea plantă cu frunzulițe foarte frumoase, mici, colorate în roz sau roșu. În bucătărie este lumină suficientă și un spațiu numai bun la fereastră să ținem plantele aromatice. Busuioc, mentă, câteva plante de dafin sunt numai bune. De asemenea, rozmarinul putem să-l creștem cu succes în bucătărie și atunci când avem nevoie la mâncare, să rupem pur și simplu o crenguță și să o folosim. În dormitor petrecem foarte mult timp și atunci ne trebuie plante adaptate acestui spațiu. Spatifilum este unul dintre ele. Crinul păcii este o plantă ușor de întreținut și care nu necesită nici lumină multă și nici o întreținere foarte, foarte atentă. La fel, săbiuța, Sansevieria pe numele ei științific, este o plantă care nu ar trebui să lipsească din nicio cameră de dormit. Sunt plante care asigură un somn odihnitor și o atmosferă plăcută. Nici baia nu este un spațiu pe care ar trebui să-l neglijăm. Aici se pretează plantele care absorb umezeala. Atenție, vom ține plante numai dacă avem un geam în baie. Ferigile și iedera sunt plante foarte, foarte adaptate mediului din baie. Un animal de companie.